Dar salutare tuturor, sunt Bogdan Nicolai, bine ați venit la săptămâna pierdută. A fost o săptămână plină ochi. Vrăjitoarele din Dămăroaia au ars o româncă, stabilită în Italia, de 20.000 de euro. Totul a început când femeia a găsit pe net anunțul postat de această vrăjitoare. Cuplu sau în familie apar probleme și certuri. Dar ce vrăjitoare cu har? Și-a spus femeia. De unde naiba știe că au apărut probleme de familie în familie? Avea și bănuiala că cineva-i vrea rău, dar n-a știut că în Dămăroaia e cineva gata să-i preschimbe toate problemele în dragoste în probleme cu bani. A sunat la vrăjitoare, crezând că sunt și ele de bună credință. Până la urmă, între noi fie vorba, ce scroace s-ar face vrăjitoare? Vrăjitoarele au întrebat-o dacă are bani sau haur. Avea 16.000 de euro plus aur de vreo 4.000 așa. E bun, adu la noi că este posedat și trebuie descântat. Zis și făcută de bani, femeia le-a adus tot ce avea, dar înainte și-a pus totuși întrebarea. Măi, asta e așa, dacă astea nu-s vrăjitoare adevărate? Erau. Iată aici dovada. La percheziții pe una dintre mese am văzut că polițiștii au găsit chiar și o pălărie de vrăjitoare așezată pe un obiect. Dacă n-ar fi fost vrăjitoare adevărate, la ce le-ar fi folosit pălăria? Ei, asta încearcă acum procurorii să afle. Avem aeroport și la Brașov. Iuhu! Primul aeroport construit de la zero în ultimii 50 de ani va funcționa doar ziua, între 7 și 19. I-au făcut programul ăsta de telecabină că după 7 seara doar ursul mai coboară în Brașov. Se știe. Și-au calculat să nu dea bot în bot cu botul avionului. Și foarte bine au calculat că nu cred că vrei să vezi cum face. Cotrobă e pâncală, răstoarnă din bagaje, e urs, că am vorbit eu cu el. Dar ce se mai scrie despre noi prin presa de afară? România îl cheamă acasă pe ambasadorul din Kenya, care i-a comparat pe diplomații africani cu niște maimuțe. Ambasadorul României în Republica Kenya, da? Omul a cărui misiune specială este tocmai prietenia dintre România și Kenya a făcut această remarcă. Nu în timpul liber, nu la el acasă, nu în mijlocul unui episod psihotic, în mijlocul unei întâlniri oficiale cu diplomați din mai multe state, a văzut o maimuță pe geam și a zis, ha, 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 bă, ia uite, ni se alătură și grupul african. Adică glumă pe care scrie ca la jocuri, 2-4 ani. Cum a ajuns ăsta ambasador? Ce trecut diplomatic are? A fost ASO președinte de bloc? Că de diplomație e, nu și-a cerut nici scuze măcar că s-a comportat ca un mârlan, ca un băiețaș de cartier fără pic de minte în cap. Ca și cum aș fi fost fumat sau cel puțin amețit de băutură. Și nici n-a spus acasă. Fix ca soția înșelată, România a aflat ultima despre isprava lui Neaviorel. Trece acasă, maimuțoile! Păi de-asta te-am trimis eu acolo! E pedepsit 2 zile numai papă salariu din instituțiile de stat. Ca să se învețe minte! La rubrica N-ai like, ai timp, vom vorbi astăzi despre ochelarii de la Apple. În primul rând, prețul. Apple Vision Pro starts at $34.99. Dacă mai sunteți încă aici, să vedem și ce fac de banii ăștia. Vezi realitatea augmentată, adică lucruri suprapuse peste imaginea reală. Exact lucrurile pentru care până acum te internau la Socola, că locuiai într-o cochilie de merg sau că stăteai de vorbă cu Barbu Catargiu, toate devin normalitate, mai dai și bani pe ele. Alt lucru mișto, dacă vrei să dai scroll, ridici mâna. Până acum dădeai așa la mouse. Adică mie mi se pare mai greu să ridici mâna. N-a ușurat cu nimic. Alt lucru mișto, în loc să scrii,
poți să dictezi. Foarte bun pentru analfabeți, dar pentru analfabeții din străinătate, pentru că nu recunoaște încă limba română. Alt lucru mișto, îți apar toate aplicațiile în față și când te-ai hotărât pe care vrei să o deschizi, trebuie doar să te uiți la ea, adică apeși așa cu ochii. Vă gândiți la ce mă gândesc și eu? Ne-au schimbat ăștia dopul iar. S-a produs rotativa. Nu mai avem ciucă, avem ciolacu. Vedeai aș sub capac pe amândoi. Avem miniștri noi, dar și miniștri vechi, ca firea, care a rămas la ministerul ei personal. Gorghiu e la justiție, Turcan e la culturism, dovadă că guvernul ăsta e ciolac peste pupeze. UDMR-ul a rămas rezervă. Când doi se pupă între ei, al treilea unde să mai... Li s-a dat Ministerul Energiei, dar au rămas și fără energie. Și iată-l și pe Daia, bietul de el, cum plânge pe umărul lui Marcel, că a rămas pe din afară. Că nu mai stă de veche în lan, ci că se care. Mamă! Poate, mamă! Un prieten din Cluj mi s-a plâns că în oraș nu mai găsești petic de iarbă. Zoli, probleme în paradis? Le-a făcut boc tot orașul beton. Până și aspersoarele din Cluj au fost montate în ciuda ierbii. Stropesc aleile, oamenii, băncuțele, totul în afară de spațiu verde. Au ajuns clujenii să cumpere bilet pe Cluj Arena când nu e meci și nici concert, ca să vadă și ei puțin gazon. Înspăimântător însă este că boc, în loc să-i calmeze pe oameni și să planteze o floare, un copac, măcar așa, de ochii lumii, se filmează cum rade cu coasa până și iarba de la el de acasă. Ce m-am speriat! Am zis că-i moartea aia care vine după hamster, știi, Bancu? Vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Singurul lucru pe care vreau să mi-l doresc e să vă abonați la canalul Săptămâna Pierdută. Și nu uitați că tot ce se pierde, recuperăm săptămâna viitoare. Vă mulțumim, la revedere!